Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Știri fierbinți. Rusia pregătește un nou conflict în apropierea României. NATO avertizează. În zilele în care Putin și Lukashenko începeau să folosească refugiații din Orientul Mijlociu pentru destabilizarea Poloniei și a graniței Uniunii Europene, tocmai marcam 83 de ani de la Kristallnacht, 90 noiembrie 1938, pogromul nazist care anunța trecerea regimului Hitler într-o nouă etapă de radicalizare antisemită, cea care va conduce în scurt timp la lansarea Holocaustului. Ceea ce se știe mai puțin este că la Kristallnacht s-a ajuns în urma unor evenimente care seamănă izvitor cu ceea ce se întâmplă acum la granița dintre Polonia și Belarus. Și în anul 1938, oameni nevinovați și neajutorați au fost concentrați și împinși din spate la una dintre frontierele Poloniei, pe atunci cea de vest. În 12 martie 1938, naziștii ocupaseră și anexaseră Austria, Anschlussul. Pentru că au trecut imediat la acțiuni antisemite violente, circa 20.000 de evrei născuți în Polonia, cu cetățenie poloneză, dar care locuiau în Austria, s-au întors urgent în țara lor natală. Polonezii, care aveau proprii politicieni cinici în chestiunea evrească, s-au gândit ca reacție să anuleze, începând cu 30 octombrie 1938, cetățenia oricărui polonez care nu locuia în țară. Obiectivul lor era în realitate să prevină întoarcerea în Polonia a celor 50.000 de evrei polonezi din Germania, care puteau oricând deveni ținta violențelor lui Hitler. Aflând despre măsura adoptată de Varșovia, Führerul a dictat ca 17.000 de evrei polonezi care locuiau în Germania, smulși brutal din casele lor, să fie împinși peste graniță sub amenințarea armelor noaptea în Polonia. Grănicerii polonezi, care nu știau ce se întâmplă, i-au întors din drum. Această rătăcire prin pădure între cele două state, care avea loc la sfârșitul lunii octombrie, întinsă pe mai multe zile, în absența unor haine groase, a făcut numeroase victime, inclusiv în rândul copiilor. Doi dintre cei chinuiți astfel de naziști erau Riva și Sandel Greenspan, evrei din Hanovra, al căror fiu Herschel Greenspan locuia de 2 ani la Paris. Când a aflat ce s-a întâmplat cu părinții lui, tânărul Herschel, un copil de fapt, avea 17 ani, și-a cumpărat un pistol, a intrat în ambasada Germaniei din Paris și a împușcat un diplomat nazist, Ernst vom Rath. Două zile mai târziu, imediat după ce vom Rath a murit, Hitler a profitat de pretext pentru a lansa Kristallnacht, dezlănțuire de ură și violență, care a dus o separare finală a apelor în geopolitica europeană. Marea Britanie a înțeles că trebuie să renunțe la politica împăciuitoristă, în vreme ce Italia lui Mussolini s-a aruncat în brațele Germaniei. Acest paralelism istoric ne arată că utilizarea oamenilor în jocuri irresponsabile de frontieră, cu scopul de a impune obiective politice, poate avea efecte incomensurabile. În plus, decizia de a apela la astfel de mijloace de șantaj exprimă o tensiune uriașă acumulată în sistemul internațional, la mai puțin de un an după ce a împins cu forța emigranții evrei peste granița Poloniei, Germania nazistă a invadat această țară și a declanșat al doilea război mondial. Strategia nebunească a lui Lukashenko e generată de propria frustrare în raport cu sancțiunile dictate de Occident în urma persecutării forțelor de opoziție și acțiunii teroriste îndreptate asupra unei curse aeriene civile. Are legătură și cu eterna luptă pentru distribuirea de energie prin această zonă de fali a Europei, numită de Timothy Snyder Bloodlands. Dar are în fundal mai presus de orice amenințarea hibridă pe care Moscova o utilizează atunci când simte că Ucraina și Belarus, avamposturile sale defensive în raport cu Occidentul, ultimele care i-au rămas după ce nu a mai putut păstra pentru sine prin teroare țările Baltice, Polonia, România, etc., sunt nemulțumite sau se arată prea prietenoase față de vest. Realitatea pe care oricine, inclusiv Putin, o înțelege este că, din anul 1945 până azi, nimeni nu a rămas de drag în imperiul lui Stalin, Hrușciov, Brejnev, Gorbaciov, Yeltsin sau Putin. Toate statele captive au încercat să scape într-un moment sau altul, total sau parțial, din îmbrățișarea nedorită a Moscovei, de la Iugoslavia lui Tito până la Ungaria lui Imre Nagy și de la Cehoslovacia lui Dubček până la România lui Nicolae Ceaușescu, transformat ulterior din rebel în stalinist sinistru. Dar aceste tentative au fost aspru sancționate de Kremlin, mai ales în statele considerate vitale pentru culoarul URSS spre Occident, Ungaria, Ceoslovacia, acolo unde s-a recurs la invazia militară. Doar între 1989 și 2004 a existat un context istoric favorabil pentru o evadare în grup a statelor captive din Est către NATO.
Ulterior, Putin a revenit la doctrina Hrușov-Brejnev pentru a mai păstra sub controlul său măcar Ucraina și Belarusul. Desigur, instrumentele utilizate azi de Moscova pentru a ține cele două state în captivitate nu mai pot fi cele din 1956 și 1968. O invazie armată clasică e mai greu de justificat și e mult mai riscantă în condițiile disproporției reale de forță între Rusia și NATO. Din acest motiv, strategiile utilizate în Belarus și Ucraina sunt mult mai complexe și mai încălcite. Ucraina a fost ruptă în două printr-un atac disimulat neconvingător în momentul în care și-a exprimat dorința de a-și decide singură destinul politic și militar. În Belarus e păstrat la putere un politician bizar, conservat parcă din anii 1950, care, deși nu este iubit la Kremlin, are totuși avantajul de a fi și mai detestat în Occident. Pentru a-și menține puterea, el e dispus să-și țină propriul popor în robie, scutindu-l astfel pe Putin de efortul de a o face. În momente precum cel al presiunii prin refugiați de la granița cu Polonia, Rusia îl ajută pe Lukashenko pentru a se arăta solidar în chestiunea sancțiunilor occidentale. Totuși, implicarea Moscovei în terorismul de frontieră declanșat de Belarus are probabil mai mult de-a face cu interesele sale din Ucraina. Colaborarea dintre Ucraina și NATO rămâne cel mai mare coșmar al lui Vladimir Putin. Sprijinul militar oferit de Statele Unite, Turcia și alte state din Alianța Nord-Atlantică Kievului declanșează Red Alert la Kremlin. Asta se întâmplă de fapt în aceste zile în nordul și estul României. Administrația de la Washington a arătat o postură neobișnuit de robustă în parteneriatul său cu Ucraina, în vreme ce imprevizibilul Erdogan a oferit suport tehnologic armatei ucrainiene. Din acest motiv, acumularea de trupe ruse la granița ucraineană e mai puternică și mai îngrijorătoare ca niciodată. Putin se întreabă cu toată seriozitatea dacă nu a venit din nou momentul să demonstreze că păstrarea Ucrainei în captivitate e o chestiune asupra căreia nu e dispus să cedeze nici măcar cu prețul războiului. Din acest punct de vedere, jocul cu mii de vieți nevinovate de la granița Poloniei nu este doar o piesă din sistemul de strategie menit să asigure captivitatea Belarusului, dar este și o piesă a subsistemului prin care Putin își propune să țină Ucraina în robie printr-o amenințare în altă zonă. Iar Rusia dispune de o salbă de puncte de tensiune și conflicte înghețate pe care le poate activa pentru a-și face șantajul și mai convingător. Deși au existat multe momente fierbinți în zona de falie dintre Occident și Rusia în ultimii ani, niciodată nu am trecut printr-un episod mai tensionat cu un potențial incendiar mai mare decât cel de azi. Jocurile cu viețile oamenilor pe frontieră nu sunt ușor de ținut sub control. Când două armate stau cu arma la 8 zi de zi față în față, peste capetele unor civili disperați, oricând un incident minor se poate transforma într-un măcel, mai ales dacă există un plan cinic în acest sens. E un avertisment inclusiv pentru România. Sau poate o explicație a evenimentelor politice relativ misterioase care au loc la București în această perioadă, inclusiv dorința președintelui Iohannis de a avea în fruntea guvernului un general care cunoaște în detaliu că a fost șef al armatei ceea ce se întâmplă în Ucraina, unde serviciile militare românești sunt un jucător surprinzător de puternic. Nu e deloc întâmplător că în această săptămână, în paralel cu agitațiunea politică dâmbovițeană, ministrul de externe Bogdan Aurescu a fost la Washington, a avut întâlniri la cel mai înalt nivel și a vorbit în mod repetat despre Ucraina. Și nu e întâmplător că în cadrul interviului oferit de el, importantului think tank american Atlantic Council, aproape 75% din întrebări și din dialog au vizat Ucraina, situația de la Marea Neagră și prezența NATO în România. Bloomberg. Statele Unite avertizează Europa că Rusia ar putea lua în calcul o posibilă invazie a Ucrainei pe măsură ce tensiunile dintre Moscova și Uniunea Europeană escaladează. Criza migranților de la frontiera Poloniei poate fi doar începutul unui conflict extins. În timp ce Washingtonul monitorizează îndeaproape acumularea forțelor ruse în apropierea graniței cu Ucraina, oficialii americani au informat omologii Uniunii Europene cu privire la o posibilă operațiune militară potrivit mai multor persoane familiarizate cu problema. Se crede că evaluările se bazează pe informații pe care Statele Unite nu le-au împărtășit încă guvernelor europene, ceea ce ar trebui să se întâmple înainte ca orice decizie să fie luată cu privire la un răspuns colectiv, au spus sursele Bloomberg. Ele sunt susținute de dovezi disponibile public, potrivit unor oficiali apropiați administrației Biden.
Un oficial de la Casa Albă a declarat joi seară că Statele Unite se consultă cu aliați în legătură cu escaladarea conflictului și a precizat că Ucraina este considerată un partener. De asemenea, Washingtonul a denunțat toate actele agresive ale Moscovei. Rusia afirmă că desfășurarea militară pe teritoriul său este o chestiune internă și neagă orice intenție agresivă, acuzând în același timp Statele Unite de provocare prin navigarea navelor de război în Marea Neagră aproape de teritoriul său săptămâna aceasta. Tensiuni similare au izbucnit în primăvară când Statele Unite și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord au acuzat Rusia că a mobilizat până la 100.000 de soldați, tancuri și avioane de război în apropierea graniței cu Ucraina. Criza s-a atenuat după ce președintele american Joe Biden l-a sunat pe președintele rus Vladimir Putin și a cerut un summit care a avut loc în iunie. Cea mai recentă mișcare de trupe și tancuri a Rusiei către Ucraina l-a determinat pe directorul CIA, William Burns, să viziteze Moscova luna aceasta, unde a vorbit la telefon cu Putin. Cancelarul german Angela Merkel i-a cerut lui Putin, într-un apel lansat miercuri, să-și folosească influența asupra aliatului Rusiei, Belarus, pentru a atenua criza miilor de migranți din Orientul Mijlociu care doresc să treacă granița cu Polonia în Uniunea Europeană. Putin a refuzat. De ce tulburările din Belarus se revarsă peste granițele sale? Merkel și Putin au vorbit din nou joi despre Ucraina și Belarus, a transmis Kremlinul într-un comunicat. Liderul rus a criticat presupusa utilizare de către Ucraina dronelor de luptă, încălcând un acord anterior și activitatea militară americană în Marea Neagră, potrivit declarației Kremlinului. Avertismentul Statelor Unite asupra Ucrainei vine în contextul conflictului recent dintre Polonia și Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Conflictul se desfășoară pe fondul incertitudinii cu privire la creșterea livrărilor de gaz rusești către Europa, în ciuda angajamentului lui Putin de a accelera livrările din această săptămână pentru a ușura criza energetică. El face presiuni ca autoritățile de reglementare europene să dea aprobare rapidă pentru a opera gazoductul Nord Stream 2 din Rusia până în Germania, un proiect la care Statele Unite și Ucraina s-au opus, invocând riscuri de securitate. Rusia nu intenționează să înceapă un război cu Ucraina acum, deși Moscova ar trebui să demonstreze că e gata să folosească forța dacă este necesar, a spus o persoană apropiată Kremlinului, citată de Bloomberg. O ofensivă este puțin probabilă, deoarece trupele ruse s-ar confrunta cu rezistență la Kiev și în alte orașe, dar există un plan pentru a răspunde provocărilor din Ucraina, a spus un alt oficial. În timp ce Occidentul pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului pentru ceea ce consideră o criză a migrației orchestrată, președintele Alexander Lukashenko a amenințat joi că va opri o conductă cheie care transportă gaz rusesc către Uniunea Europeană dacă Polonia își închide granița. Aș recomanda conducerii Poloniei, lituanienilor și altor oameni cu capul gol să se gândească înainte de a vorbi, a spus liderul de la Minsk. Cum a devenit Europa atât de dependentă de Putin pentru gaz? Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a discutat joi seară despre criza de la granița Belarus-Polonia, în urma unei solicitări a Estoniei, Franței și Irlandei. În urma întâlnirii, cei trei membri europeni au criticat autoritățile din Belarus într-o declarație comună cu membrii Consiliului de Securitate, Norvegia, Regatul Unit, Statele Unite și viitorul membru Albania. Între timp, vicepreședintele Statelor Unite Kamala Harris și președintele francez Emmanuel Macron au discutat pe larg despre Ucraina în timpul întrevederilor de miercuri de la Paris, a declarat un oficial american. Belarus face parte din același context de securitate, a spus oficialul. Rusia a orchestrat criza migranților dintre Belarus și Polonia și statele baltice. Lituania și Letonia au o graniță cu Belarus pentru a încerca să destabilizeze regiunea, au declarat doi oficiali ai administrației americane citați de Bloomberg. Preocupările Statelor Unite cu privire la intențiile Rusiei se bazează pe dovezi și tendințe acumulate care au ecouri premergătoare anexării Crimeei de Ucraina de către Putin în 2014, a spus un alt oficial al administrației. Oficialii ruși au respins acuzațiile. Rusia nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă la granița dintre Belarus și Polonia, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor într-o conferință telefonică joi. În timp ce Statele Unite și Rusia sunt în contact constant, prezența navelor marine americane în Marea Neagră aproape de Rusia este absolut o chestiune de îngrijorare pentru Putin, a adăugat Peskov. Informațiile pe care oficialii americani le-au împărtășit despre Rusia la ultimele întâlniri de la Bruxelles au fost neliniștitoare, a spus una din sursele Bloomberg.
O altă persoană a subliniat că nu există nicio modalitate de a cunoaște adevăratele intenții ale Moscovei și care ar putea fi următoarea mișcare sau când. Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, care s-a întâlnit cu secretarul de stat Antony Blinken miercuri la Washington, a părut să sugereze că Statele Unite i-au împărtășit cel puțin câteva informații noi. Secretarul Antony Blinken a salutat oportunitatea de a se întâlni cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, și de a lansa Carta Strategică pentru Promovarea Securității, Prosperității și Statului de Drept. Ne afirmăm angajamentul de a ne consolida parteneriatul strategic cu Ucraina, se arată într-o postare pe Twitter a Departamentului de Stat american. Ceea ce am auzit și văzut astăzi la Washington corespunde propriilor noastre constatări și analize, adaugă câteva elemente noi care ne permit să obținem o imagine mai bună și mai cuprinzătoare, a spus Kuleba la o conferință de presă comună cu Blinken. Situația din Belarus este o potențială linie de front și nu ar trebui subestimată, a spus el. De ce tensiunile dintre Rusia și Ucraina sunt atât de greu de dezamorsat? Statele Unite nu au claritate cu privire la intențiile Moscovei față de Ucraina, a spus Blinken reporterilor. Preocuparea noastră este că Rusia ar putea face greșeala gravă de a încerca să refacă ceea ce a întreprins în 2014. Ucraina și Rusia sunt în conflict de când Putin a răspuns la Revoluția Ucraineană din 2014, care l-a înlăturat pe președintele pro-rus prin capturarea Crimeei. Rusia a sprijinit de asemenea separatiștii din estul Ucrainei într-un război care a ucis peste 13.000 de oameni. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care monitorizează situația în baza unui acord din 2015, a declarat miercuri că misiunea sa a fost martoră la cele mai multe încălcări ale încetării focului din iulie 2020 în ultima săptămână din octombrie. Unii analiști susțin că Putin ar putea crede că acum este momentul să oprească înclinația Ucrainei către Occident, înainte ca aceasta să progreseze. Ceea ce pare să se fi schimbat este evaluarea Rusiei cu privire la direcția în care merg lucrurile, a spus Semer Charap, un politolog la Rand Corporation. Se pare că au ajuns la concluzia că dacă nu fac ceva rușii, tendința se îndreaptă către scenariul în care Rusia pierde Ucraina. Potrivit companiei de informații de securitate și apărare Chains, recenta desfășurare a Rusiei a fost ascunsă, având loc adesea noaptea, fiind efectuată de unități terestre de elită, în contrast cu mobilizarea destul de deschisă din primăvară. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a fost de asemenea la Washington miercuri, a declarat că ea și Biden au discutat despre Ucraina și sprijinul lor deplin pentru integritatea teritorială a acesteia. Tancurile rusești T-90, luate la țintă de noile drone kamikaze israeliene, Hero. Compania israeliană U-Vision va prezenta în cadrul expoziției Dubai Air Show 2021 dronele kamikaze din familia Hero. Noile sisteme dispun de tehnologie de ultimă oră și identifică și lovesc diferite ținte, atât statice cât și în mișcare. Dronele kamikaze din familia Hero pot fi utilizate inclusiv împotriva tancurilor principale de luptă. U-Vision a dat publicității câteva poze cu noile drone kamikaze, iar în una din ele, sistemul UAV e pe cale să lovească un tank principal de luptă. Defense Blog semnalează că, în mod interesant, tankul prezentat de către cei de la U-Vision seamănă izbitor cu un tank T-90 rusesc. Pe site-ul dronele.ro sunt prezentate câteva caracteristici ale UAV-urilor kamikaze din familia Hero. Sursele locale turcești de pe Twitter au informat că pe 15-11-2021, nava amirală a flotei a 6 operative din cadrul forțelor navale ale Statelor Unite, Mount Whitney, a tranzitat strântoarea Bosfor în direcția Mării Mediterane. Nava de conducere americană a ieșit astfel din Marea Neagră după o perioadă de 11 zile petrecute în regiune. Aceasta a intrat în acvatoriul Mării Negre pe 4 noiembrie. La bordul navei de comandament USS Mount Whitney se află reprezentanții ai flotei a 6-a și ai forțelor NATO care asigură conducerea operațiunilor navale aflate în curs de desfășurare în Marea Neagră și în Marea Mediterană. După cum au informat anterior reprezentanții Ministerului Rus al Apărării, pe 16 noiembrie este planificată ieșirea din Marea Neagră și a distrugătorului purtător de rachete Porter, aflat în regiune din 30 octombrie. Prima navă americană care a părăsit Marea Neagră a fost petrolierul USS John Lanthall, care a traversat strântoarea Bosfor pe 14 noiembrie. Probabil, după plecarea navelor americane din zonă, situația de securitate din Marea Neagră va reveni la normal după o perioadă de aproximativ 2 săptămâni în care tensiunile dintre Rusia și NATO au atins cote maxime.
Vom vedea. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând.